Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Astăzi și mâine facem câteva episoade despre un monument patrimoniu UNESCO aflat în România, unul printre alte 10 de monumente din România. Suntem în Roșia Montană, suntem cu Alex Binescu și pornim practic turul nostru chiar de aici, din mijlocul orașului, din piață, cum îi spune, nu? Da, suntem în piața centrală a satului Roșia Montană. Comuna Roșia Montană are în total 16 sate. Acesta e cel care dă și numele întregii localități și a fost încă din cele mai vechi timpuri punctul central, nevralgic al comunității. Roșia Montană este o localitate atestată pe 6 februarie 131, pe vremea romanilor. Istoria ei e împletită cu cea aurului. Mult înainte de această dată se exploata aur aici. Sunt numeroase vestigii în acest sens. Mai recent, Roșia Montană a fost în centrul unui conflict foarte puternic între societatea civilă din România și o companie canadiană care a dorit să exploateze aurul de aici, distrugând ce în jur cu cea în ură, și statul român a ciuda faptului că a ținut partea companiei canadiene, până la urmă tot nu au reușit să înceapă. Iar și mai recent, acum câțiva ani, Roșia Montană a fost introdusă pe lista de patrimoniu mondial UNESCO. Adică a fost o recunoaștere a valorii universale a acestui sit în condițiile în care el există de aproximativ 2000 de ani. Și în anii 2000-2010, oameni importanți din partea statului român și a companiei canadiene, inclusiv miniștrii, au declarat de nenumărate ori că aici nu e nimic valoros și că mai bine s-ar distruge ca să fie exploatat aurul și să câștigăm ceva de pe urma acelei iluzoriu preț. Însă, așa cum a dovedit UNESCO, de fapt aici sunt niște lucruri extrem de prețioase, nu doar pentru zonă, nu doar pentru România, ci pentru civilizația umană. Și asta nu o zic eu, ci o spune organismul internațional cel mai îndreptățit. Spune-ne cam ce o să vedem în aceste două zile de filmări, de documentare. Știu că o să facem și un traseu, o să ne arăți un traseu și anumite locuri importante pe acest traseu, cât și zona orașului. Da, spune-ne tu mai multe, cam ce o să vedem. Roșia Montană are foarte multe de oferit. Din păcate, asemenea multor locuri din România, nu sunt bine puse în valoare. Opoziția de pe vremea proiectului minier, din care și eu am făcut parte pe partea turistică, și diferiți mici întreprinzători se străduiesc foarte mult să pună în valoare ce are Roșia Montană, doar că pentru asta ar fi nevoie ca și autoritățile să facă ceva. Ori, din păcate, primarul care este aici, pe lângă faptul că el și-ar dori cumva să se facă din nou exploatare, deși compania canadiană nu mai poate face asta și nici statul, pe lângă chestia asta, el e deja la al treilea mandat ca primar și a reușit performanța să nu acceseze niciun fel de fonduri europene. Nu a reușit să-și formeze o echipă care să atragă banii ăștia europeni. Așa nu a reușit sau nu a vrut? Aici nu, nu se știe. Cumva eu prezint doar faptele, adică ideea că nu a reușit e un fapt. Ok, dar de ce nu se știe? Bun. Putem bănui. Asta se întâmplă într-o localitate care are foarte multe de oferit, deși alte localități care nu au nici pe departe ce posedă Roșia Montană reușesc să atragă fonduri europene. Iar pentru a intra direct în subiect, ceea ce vom vedea, de exemplu, galerii romane, care sunt unice în lume, conform UNESCO, și o să discutăm exact criteriile pe baza cărora sunt unice în lume. O să vedem Muzeul al Mineritului, cu foarte multe obiecte interesante în privința acestei activități. O să vedem monumente naturale, piatra despicată, piatra corbului. O să vedem lucrări cu apă și foc de acum 2000 de ani. Adică ce înseamnă lucrări cu apă și foc? Asta era o metodă de exploatare a aurului, da, care se aplica în vremuri romane și discută arheologică și preromane. Ok, și vedem exact cum arată acele locuri. Da, da. O să vedem tăuri, e vorba de niște lacuri industriale din perioada medievală târzie și zorii perioadei industriale, deci în jur de secolul XVIII. Numele vine din maghiară, unde înseamnă lac. În română, mai ales în zona Roșiei Montane, înseamnă niște lacuri cu obiectiv industrial și care alimentau cu apă un fel de mori, care se numește teampuri,
ele zdrobeau roca din care ulterior se scotea aurul. Dacă tot am vorbit de tăuri și de originea numelui din limba maghiară, trebuie să spunem că din cele mai vechi timpuri Roșia Montană a fost o localitate multietnică și multiconfesională. Când spun cele mai vechi timpuri, mă refer efectiv la perioada antică. Încă din perioada antică, aici au fost daci, bineînțeles, ulterior romani, iliri, dalmați și sunt numeroase altare votive, pietre de mormânt, care prezintă zeitățile cărora se rugau și care erau foarte variate. Erau și din lumea helenistică și din lumea romană, unele erau chiar din lumea egipteană. Mergând pe firul istoriei, mergând mai departe și ajungând la perioada medievală, aici au venit maghiari, sași, austrieci, romi, evrei, italieni. Un italien? Da, un italien ca și confesiune. De exemplu, că am spus de italieni, era o galerie subterană care se numea La Taliano. Proprietarul era un italian, era o altă galerie denumită de localnici Napoleon, pentru că proprietarul era francez. Și multe seminții cărora în anii 90-2000 putem să adăugăm și canadienii care erau dorni să exploateze aurul. De asemenea, așa cum ai pomenit, un italien, a fost o structură multiconfesională, mai multe religii. E vorba, bineînțeles, de românii ortodoxi, de românii greco-catolici. Pentru că aceste culturi le găsim încă aici. Da. Prin biserici seculare, monument istoric și prin nuclee confesionale. Și avem ortodoxi, avem greco-catolici, unitarienii, reformații, avem romano-catolici, bineînțeles, și penticostalii, un cult protestant. Toți au propriile case de rugăciune și există în jurul bisericilor seculare nuclee confesionale în care pe lângă biserica propriu-zisă ai casa parohială, poți să ai casa cantorului, poți să ai casa clopotarului, iar unele dintre aceste clădiri s-au păstrat. Altele, din păcate, au fost distruse prin indiferența statului în complicitate cu compania canadiană, bineînțeles. Chiar și dacă am vorbit despre distrugere, conflictul care a existat începând cu anul 2002, când se formează organizația de opoziție și care cumva s-a rezolvat definitiv prin procesul de arbitraj de la Washington pe care compania l-a pierdut, inclusiv în acest conflict au fost implicați oameni de diverse etnii, oameni care fie veneau prin intermediul companiei canadiene, fie s-au implicat în campania Salvați Roșia Montană, nu numai din părți foarte diferite ale țării. Și aici dau exemple concrete de prieteni care s-au implicat în campania Salvați Roșia Montană, Botoșani, Vâlcea, Teleorman, București, de unde sunt eu, Timișoara, Baia Mare, plus mulți oameni care sunt chiar din Ardeal, din jurul Roșiei Montane, din Alba Iulia, Cluj, un grup foarte important, esențial în campania Salvați Roșia Montană, a fost cel de la Cluj. De asemenea, e vorba de oameni din afara granițelor țării. Au fost oameni din Ungaria, oameni din Elveția, de exemplu, din Marea Britanie, care fie în mod direct, fie întrebând, ok, cu ce pot să ajut, s-au implicat în campania Salvați Roșia Montană, care și-a propus oprirea proiectului minier. Despre el o să vorbim cumva detaliat în alt mediu înconjurător. Momentan, că suntem aici la piața centrală, să menționăm faptul că satul Roșia Montană, comuna Roșia Montană, este localitatea rurală din România cu cele mai multe monumente de patrimoniu. Nu doar galeriile romane, nu doar monumentele Piatra Colului, Piatra Despicată, ci și case, monument istoric, plus centrul Roșiei Montane în ansamblu este considerat monument istoric. Deci discutăm de un loc care este special pentru România, nu doar din opinii subiective, de exemplu afectivitatea mea față de acest loc, afecțiunea mea față de el, ci și cadrul legal, juridic. Monumentele pe care le are Roșia Montană o plasează în această poziție. Iar acum să spun câteva cuvinte cum a ajuns Roșia Montană în această poziție, cum Roșia Montană a ajuns să fie atât de valoroasă, prin istoria ei care este legată de exploatarea aurului încă din perioada antică, prin metodele care s-au aplicat la exploatarea aurului de către populații probabil preromane și cu siguranță romane, apoi perioada medievală, modernă, contemporană și cumva într-un mod dramatic pentru
peisajul înconjurător prin exploatarea de suprafață, în carieră deschisă, care s-a demorat în timpul perioadei comuniste. Pentru început o să fac niște referiri la perioada antică și la felul în care istoria ei se împletește cu cea a locului. Propun să mergem undeva unde vedem chiar niște reproduceri după pietre romane. Da. Te rog. Suntem în fața uneia dintre casele simbol din piața centrală, o casă care are zidăria, e văruită în albul tradițional al Roșiei Montane și ne-am luat ceva de la magazinul Transmontana, cum îi spunem noi, care am mai venit pe aici unde e Sorin de la magazin, și am luat ceea ce pentru mine sunt cei mai buni pufuleți, care se fac aici în zonă la Câmpeni și care îmi plac foarte mult. Sunt niște pufuleți cu un ursuleț, deși nu există urși în zonă, prin păduri, lumea poate să te aniște, și care sunt dulci, deși nu au zahăr. Ei sunt dulci doar prin materiale naturale, care, ingredientele naturale care sunt folosite. Și am ales să ne așezăm aici pentru că sunt două reproduceri după pietre romane, care până prin anii 70 a secolului trecut se găseau exact în zidul acestei case. Și felul în care istoria s-a întrepătruns câteodată fizic cu locuitorii din Roșia Montană e reprezentativ în acest caz. În cursul istoriei, oamenii au folosit vestigii pentru propriile case și s-au descoperit mai multe și o să mai vedem. În perioada antică, romanii care au venit aici, după cucerirea Daciei, au venit după aur. Există aceste întrebări pe care și le pun arheologii. Romanii au venit aici după aur, aduși de localnici, de către daci, ceea ce înseamnă că dacii cunoșteau că aici există aur, ceea ce înseamnă că exista și exploatare preromană în diverse forme, care momentan nu sunt documentate ca vestigii, sunt la nivel de ipoteze, de teorii, însă e o chestiune de bun simț că trebuie să fie existat și o exploatare aurului de către daci. De exemplu, o formulă care era utilizată atunci, nisipurile aurifere de pe malurile râurilor erau spălate cu blană de oaie sau blană de miel, de unde și legenda lânii de aur. Avem, de asemenea, în istoria economiei Imperiului Roman, perioada dacică, când odată cu exploatarea aurului, economia Imperiului Roman începe să-și revină. Și sunt istorici care consideră că nu a fost o coincidență, ci a fost datorită aurului din Dacia. Mai departe, rămânând strict pe perioada romană, vestigiile sunt numeroase. Au fost mai multe campanii de cercetare. Să vă dau un exemplu, în perioada 2000-2005 s-a făcut aici o campanie de cercetare prin care cei de la Gold Corporation doreau să dovedească, iată, am făcut cercetare, am scos din pământ ce era valoros, de acum încolo putem să distrugem tot. Cercetătorii au făcut aceste săpături, finanțați de compania canadiană, pe 2% din suprafață. Și au găsit aproximativ 9.000 de artefacte vestigii romane. Au găsit câteva zeci de altare votive. Au găsit pietre funerare, unele dintre ele sunt la Muzeul Mineritului. S-a găsit, de exemplu, o roată hidraulică din lemn, atât de bine păstrată, nu mai este nicăieri în lume. Cum menționa că, într-adevăr, roata nu era exact în starea de acum 2000 de ani, părțile componente erau căzute, însă din toate acele părți componente, păstrate în stare foarte bună, se poate reproduce întreaga roată care are o înălțime de 5 metri. Scopul acelei campanii finanțate de compania canadiană era să demonstreze că gata, am terminat, erau niște chestii vechi la Roșia Montană și de acum încolo putem să ne ocupăm de exploatare. Ori s-a întâmplat exact opusul. S-au găsit atât de multe dovezi din perioada romană încât s-a pus întrebarea, păi bun, și dacă săpăm în restul de 98% din teritoriu, cine știe ce alte chestii? Cine știe ce alte chestii găsim? Că dacă aici estimările au fost, cum vă ziceam, între 8 și 10.000 de artefacte, mergând de la cele spectaculoase, cum e această roată hidraulică romană și încheind cu o paiță romană, încheind cu lucruri de mici dimensiuni. E, dacă astea sunt pe 2%, păi în rest ce e? Cum povestea un arheolog, la Roșia Montană, vesticile sunt la un hârleț distanță. E așa o vorbă pe care o foloseau. În afara acestor urme de mici dimensiuni, avem galeriile, care sunt absolut spectaculoase pentru România și, în general, pentru Imperiul Roman. Există 150 de kilometri de galerii, cu aproximație, din toate perioadele, deci din aproximativ 2000 de ani. Dintre acestea sunt cam 7 kilometri de galerii romane.
o asemenea lungime într-o arie atât de restrânsă nu mai există nicăieri. Dar ele toate sunt descoperite? Adică există permis accesul la ele? Nu, nu. Nu, doar la o parte mică. Da, da. Respectiv cea din Muzeul Mineritului. Da, cum vă spuneam mai devreme, sunt aproximativ 150 de km. Nu s-a mers în toate. Se estimează această lungime pe baza hărților, fie hărți din noi bătrâni, hărți păstrate din secolele trecute, fie hărți mai noi, făcute de statul român, care se bazează pe diversi oameni care au intrat în subteran. Cercetare riguroasă s-a făcut pe o mică cantitate din această distanță de peste 100 de kilometri și vizitabil în mod, în condiții de siguranță la nivel turistic. Este o secțiune de câteva sute de metri, din care sunt aproximativ 200 de metri de galerie romană, formă trapezoidal. Rămâneți aproape pentru că avem un material și despre aceste galerii, dar mult mai important de acest aspect este că este foarte frumos să veniți și să le vedeți cu ochii dumneavoastră. Da, pentru cei pasionați, într-adevăr, sunt excepționale. La nivel de fapte, nu în ideea că vrem noi să ne lăudăm cu nu știu ce, în România sunt singure galerii de formă trapezoidală, nu doar în Roșia Montană, sunt de exemplu și în Brad. Ca să vă faceți o idee de ce sunt atât de importante cele din Roșia Montană, aici la Roșia Montană se estimează că sunt 7 km, la Brad este o secțiune de 30 de metri. Atât. Cam așa. Și asta e vorba de România. Dacă ieșim din România, există lucrări miniere romane care au importanța lor. De exemplu, Las Medulas în Spania, care sunt în Situnesco. Doar că sunt altă tehnică și sunt, să spunem, din alt film. Nu e vorba că ale noastre sunt cele mai bune, nu în sensul ăsta, dar când zicem că sunt excepționale, înseamnă că și ele contribuie la înțelegerea lumii romane și indirect la înțelegerea civilizației umane, așa cum a stipulat UNESCO. Iar oamenii din Roșia Montană de-a lungul secolelor au avut o relație specială cu aceste rămășițe din alte vremuri, și la nivel de legendă și la nivel fizic, cum erau pietrele care se găseau în zidurile caselor și încă mai sunt unele locuri în care pietrele romane sunt folosite. Pe parcursul nostru, la un dat, o să ajungem într-un loc unde pe jos avem pietre romane, care, deși au trecut atâtea secole, fac parte din viața de zi cu zi. Cumva oamenii aici respiră istorie și sunt într-o interacțiune directă cu ea, lucru pe care, bineînțeles, că într-un mediu urban, cum e în București sau în marile orașe, nu ai cum să îl trăiești, nu ai cum să trăiești la aceeași intensitate o istorie veche. Ne interesează foarte mult să ne spui și această poveste cu Gold Corporation, ce s-a întâmplat între timp, cum a cumpărat casele de aici din zonă, cum oamenii care au avut în proprietate acele case au fost răscumpărați și, sau mă rog, li s-au dat alte case în altă zonă, în altă comună, tocmai ca să plece de aici și care a fost motivul din spate. Da. Dar dacă vrei, fie continuăm aici, fie ne schimbăm... Păi propun să mergem într-un loc unde chiar a aparținut Gold Corporation și să vorbim în detaliu despre ce a însemnat conflictul acesta. Suntem în apropiere de primul sediu al companiei canadiene, Gabriel Resources. E compania strict canadiană care ulterior a înființat Roșia Montană Gold Corporation. Avem aici și o reclamă în care ea este prezentată drept o alternativă realistă. Folosim acest cadru pentru a vorbi mai mult despre istoria companiei canadiene, cum au descălecat ei aici. Era cam anul 1995 și un român, că începe cu un român de fapt povestea, de fapt, da. Vasile Frank Timiș, a înființat Gabriel Resources în Canada. Și prin metode specific românești a primit drept de cesiune pe exploatarea de la Roșia Montană. Apoi a listat compania pe bursa din Canada, a vândut-o. Ulterior a ieșit din afacere, iar ulterior Vasile Frank Timiș s-a ocupat cu alte lucruri. La un moment dat se spune că a fost condamnat pentru trafic de droguri în Australia, altă dată că a fost implicat în comercializarea de diamante în Africa obținute prin clavagirea localnicilor și compania Gabriel Resources, după ce primește dreptul de cesiune prin 1997, în jurul anului 2000 apare Roșia Montană Gold Corporation ca o asociere în care Gabriel Resources are majoritate și statul român e acționar minoritar prin compania locală Roșia Min, care ține de Min Vesdeva. Ca o informație semnificativă, Roșia Min deține și Muzeul Mineritului. Muzeul al Mineritului care, așa cum trebuie zis, ar fi trebuit să fie distrus prin proiectul celor de la Gold Corporation.
Și urma să deschidă un alt muzeu chiar aici lângă noi. Da, un fel de butaforie. Ce au făcut aici lângă noi este că au luat o clădire veche, au distrus totul din ea, la propriu, etaje, tot. Ulterior au ridicat-o cu beton și au zis, iată o casă tradițională. Cam așa a fost, cu recepție, cu șampanie, cu cum e frumos. Și afară e vopsit gardul și înăuntru era leopardul patrimonial. Iar cam în jurul anului 2001 a fost prima întâlnire cu localnicii, în care li s-a explicat că trebuie să-și părăsească proprietățile pentru a face loc implementării planului Gold Corporation. Cine s-a întâlnit cu localnicii și... S-a întâlnit compania, intermediat de autorități. Reacția localnicilor a fost foarte negativă. Au fost și mici incidente fizice. Și atunci, după ce a fost această abordare în care localnicii erau anunțați că ei trebuie să plece pentru că munții din jur trebuie să fie aruncați în aer, au început să organizeze acești oameni din mediul rural și în anul 2002 au înființat Asociația Alburnus Maior a proprietarilor de pământ din Roșia Montană. Numele ei vine de la numele roman al localității. Era ca un fel de identificare a lor cu vechii locuitori care nu vor să-și părăsească pământurile, istoria, patrimoniu, tradiția. Între timp, ei, încercând să se organizeze, nu reușeau să ajungă în presa națională, de exemplu. Erau niște oameni simpli. Și un punct de schimbare a fost când a venit aici o cetățeană elvețiană care fusese școlită în Marea Britanie și care auzise cumva de ce se întâmpla la Roșia Montană și ea, când a văzut locul, a fost impresionată de peisaje, de istoria lui și mai ales de acei proprietari de pământuri care nu doreau să vândă, dar nu știau cum să procedeze și atunci a decis să se mute în Roșia Montană. Și a început să organizeze ceea ce după aia avea să fie cunoscută de rezistența de la Roșia Montană. Iar în anul 2003 apare campania Salvați Roșia Montană a opozanților, campanie coordonată de Asociația Localnicilor Alburnus Maior. Compania canadiană nu a stat nici degeaba și a început să ceară avize și în paralel a început să ofere sume foarte mari de bani pentru proprietăți care altfel pe o piață liberă nu ar fi valorat atâta. Dar scopul companiei canadiene nu era să ofere prețul pe piață sau să-l numim prețul corect. Scopul era să achiziționeze cât mai multe proprietăți pentru a pune presiune pe cei care nu vând și pentru a spune, iată, acest proiect este inevitabil, oricum se va face. Mai bine ne-l vindeți nouă la un preț foarte bun decât să fiți ulterior expropriați la un preț mult mai mic. Și aceste două tabere au început să intre în ceea ce s-a dovedit a fi un conflict inevitabil. Pentru că, pe de-o parte, era planul Gold Corporation, care presupunea să fie patru masive, să fie aruncate în aer. E vorba de masivul Cârnic, cu vestigii romane excepționale, masivul Văidoaia, unde avem galerii medievale, masivul Orlea, unde e și Muzeul Mineritului și galeriile romane vizitabile, și cariera Cetate, care o parte a fost distrusă de statul comunist și urma să fie distrusă complet, inclusiv galeriile romane, care încă se mai află sub cariera Cetate. Noi ce vom vizita în materialul nostru? În linii mari noi o să trecem prin toate. Prin toate, perfect. Mai departe, lucrurile au început să se dezvolte. Campania Salvați Roșia Montană a făcut apel la societatea civilă din România, s-au alăturat Academia Română, Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, toate marile culte din România s-au alăturat cele la nivel național. Ca o precizare pe care o cunosc pentru că am fost implicat în campanie, a existat preoți locali care a avut o relație mai prietenoasă cu compania canadiană, deși patriarhul, de exemplu, Bisericii Ortodoxe sau conducătorul Bisericii Romano-Catolice s-au pronunțat contra proiectului și contra distrugerii bisericilor care erau aici. Asta era o chestiune care interesa pe ei foarte mult. Dar și un alt preot care a fost vehement, adică n-a fost de acord. Nu toți au fost la fel. Nu toți, da. A existat chiar așa un preot cu o imagine ușor legendară, Părintele Arpi. El este preot la Biserica Unitariană. E un om care nu e interesat câți enoriași are, ci ei să fie foarte credincioși. E o întâmplare în care el a ținut slujba și după ce s-a terminat slujba a venit un reporter, l-a întrebat cum a fost și l-a zis, păi a fost foarte bine și câți a spus? Păi am fost patru, eu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. De obicei sunt câțiva participanți la slujba unitariană, dar atunci întâmplare nu era niciunul, însă pentru el sufletește nu a fost o problemă. Și el, de exemplu, a pronunțat ferm împotriva proiectului și a mai fost încă un preot, cel greco-catolic, care inițial a avut o poziție mai ambiguă, dar ulterior a devenit
contra proiectului, mai ales că Biserica Greco-Catolică ar fi avut o soartă dramatică. Inițial ea cumva trebuia să dispară pentru a face loc unui lac de ape roșii, ape reziduale. Și când li s-a reamintit celor de la Gold Corporation că e monument istoric și că nu poate fi mutată, nu poți să muți o biserică de sute de ani pe niște dealuri foarte neregulate, au zis, a, ok, păi atunci le păstrăm. A anunțat ca o insulă în cadrul acelui lac de ape roșii care era Biserica Greco-Catolică, unde nu e clar cu ce s-ar fi ajuns dacă s-ar fi ținut slujba în Oraș, cu ce s-ar ajungă, cu elicopterul, cu șalupa, cu... Adică era o abordare neserioasă, exact. În care li se aducea la cunoștință de la Gold Corporation că există o problemă cu proiectul ăsta și zicea, păi nicio problemă nu este de fapt, din pix anunțăm ceva, mai desenăm ceva și s-a rezolvat. Și același gen de abordare au avut când au început confruntările la nivel juridic. În afară de proprietarii de pământ ai Asociației Alburnus Maior, localnici care nu doreau să vândă, un aspect important a fost că au existat mai mulți juriști din partea opoziției care au demonstrat în instanță că proiectul e ilegal. Una dintre aceste persoane care era foarte dedicată cauzei s-a mutat aici și a stat câțiva ani în Roșia Montană, mergând pe dealul și văzând pe teren exact chestiunile aplicate. Ne dai un nume? Pot să vă dau, dar nu știu dacă ea dorește să iasă așa în față. Bine. De-a lungul timpului a mai apărut, dar cumva asta e un alt aspect care e foarte onorabil pentru oamenii din campania Salvați Roșia Montană. Mulți dintre ei nu au dorit să iasă în față, adică ei își asumau dacă era nevoie la un protest să ia amenzi, dar nu doreau să fie vedete, nu doreau să spună eu am făcut și am dres, deși au fost foarte importanți. Și această juristă care s-a mutat aici, s-a mutat chiar la președintele Asociației Alburnus Maior, aici pot să vă dau un nume, Eugen David, el împreună cu familia lui, cu soția și cu rudele soției dețin un deal. Și fără acel deal nu se putea face proiectul pentru că el e pe masivul Orlea, unul dintre cele patru. Eugen David a vorbit foarte mult cu jurista de care vă zicem și a urmat niște procese foarte dificile pentru Gold Corporation, prin care s-a demonstrat în instanță că proiectul este ilegal, pe mai multe paliere. Abordarea celor din partea firmei canadiene a fost, bun, păi atunci vom veni cu alte documente care vor fi legale, și cumva, de fapt, reciclau ce era înainte. Autoritățile din nou le dădeau autorizație. Autorizația era din nou atacată în instanță. Din nou se demonstra că e ilegală și ei mai veneau cu încă o autorizație. A fost o schemă de corupție care a mers de la autoritățile locale, județene, până foarte sus. Punctul de vârf al acestui conflict, schema de corupție începe în 95, odată cu înființarea companiei canadiene și urcă prin toate guvernările, indiferent de partide, și punctul de conflict direct a fost cam în perioada 2011-2014, când președintele României se pronunță în favoarea proiectului, deși instanța se pronunțase contra juridic, demonstrase că ilegal și academia și tot felul de membri ai societății civile erau contra, președintele României se pronunță în favoarea proiectului. Primul ministru, care oficial era de la partidul opozant al președintelui, se pronunță și el în favoarea proiectului. Cumva aveai principalele partide din România care se pronunță împotriva proiectului și societatea civilă, cumva prin extensie poporul român, care este contra proiectului. Iar la nivelul instanțelor, proiectul era ilegal. Nu putea să primească anumite documente, pentru că în instanță se demonstrase că nu respectă legea. Și vine anul 2013, când guvernul de atunci dă o lege, care se numea chiar Legea Roșia Montană, prin care compania canadiană este exceptată de la respectarea legilor din România. În esență asta a fost Legea Roșia Montană. Când vine vorba despre proiectul Roșia Montană Gold Corporation al firmei canadiene, anumite legi se suspendă, nu mai trebuie aplicate. Și proiectul, felul ăsta în care s-a procedat, a provocat o reacție foarte furioasă a societății civile. Au fost protestele pe care probabil le știm toți, care au început pe 1 septembrie și s-au ținut câteva luni. Până la septembrie 2013, nu? Da, în 2013, exact. Au ținut câteva luni de proteste, câteodată zilnice. Și până la urmă, mergând spre anul 2014, guvernul a dat înapoi, a suspendat legea respectivă, care până la urmă nu a mai fost aplicată și compania canadiană a intrat pe o pantă descendentă. Pentru că toți banii pe care ei spuneau că investesc, dar care la nivelul practic se duceau pe lobby, se duceau pe scheme de mituire a presei și existau rapoarte în care
De exemplu, în rapoartele anuale către investitori, ei povesteau câți bani au dat cărui ziar oficial pentru reclamă. După toți acești bani pe care ei estimau la 4 miliarde, o sumă imensă, observau că nu poate să-și facă proiectul. Astfel că în anul 2015 ei dau în judecată statul român și spun că statul român, ăla pe care îl mituiseră, statul român este contra lor. Și îl dau în judecată la Tribunalul Internațional de la Washington. Da. Și despre asta ne povestește mai multe Roxana. Rezultatul acestui proces este că statul român câștigă acest litigiu și cumva este logic că s-a întâmplat asta, pentru că la nivelul real, Gold Corporation a propus un proiect care nu respecta legile. De asta nu am primit autorizație. Statul român ar fi vrut să le dea, doar că în instanță opoziția, Campania Salvează Șamontană și Asociația Alburnus Maior Alocalnicilor, demonstra de fiecare dată că nu respectă legile. Asta a fost motivul pentru care ei n-au început. Într-un final au pierdut procesul anul acesta, 2024, și cu siguranță va fi undeva un epilog, pentru că trebuie să plătească despăgubiri statului român, au zis că nu au bani și aici cumva fie vor fi executați silit și toate proprietățile pe care ei le-au cumpărat și care nu sunt puține. Pentru că sunt foarte multe aici în zonă și sunt multe și monument istoric. Exact, exact. Da. Toate proprietățile astea vor trebui scoase la licitație sau de undeva ei vor scoate niște bani. Cam astea sunt în linii mari variantele. E greu de crezut că vor putea să mai întoarcă decizia definitivă în vreun fel. Din fericire, a fost o istorie cu final fericit. Da. Între timp, Roșia Montană a intrat și în UNESCO. Asta a fost o inițiativă începută prin 2009, cumva în paralel cu campania oficială Salvați Roșia Montană. Eu chiar am fost implicat în organizarea primei conferințe după ce s-a depus nota de fundamentare la Ministerul Culturii. Am fost implicat în organizarea primei conferințe de prezentare a argumentelor pentru Roșia Montană în UNESCO. Era în jurul anului 2011. Țin minte cum au existat reacții din partea unor așa numiți intelectuali care erau în relații financiare cu Gold Corporation. O să dau un citat dintr-un personaj care a fost și ministru al culturii. Nu o să-i pronunț numele că nu merită, dar ce spunea el era în felul următor. Roșia Montană să intre în UNESCO? Păi râdeți și treceți mai departe. Realitatea și viitorul de la acea declarație, la ce s-a întâmplat, arată clar că oamenii ăștia, deși erau oameni de cultură și oameni care înțelegeau ce e aici, s-au lăsat corupți și chiar au ieșit în față pentru a critica un patrimoniu excepțional, așa cum în prezent știm că e. Dar atunci era foarte dificil, foarte, foarte dificil să te pui cu toți oamenii ăștia care ziceau nu, noi suntem somități, și noi știm. Și noi știm că, de fapt, aici sunt niște dărâmături și niște pietre care nu au cine știe ce valoare. Din fericire, nu s-a întâmplat așa. În paralel cu compania canadiană care a bătut în retragere, Roșia Montană a intrat și în UNESCO. În ce an a intrat în patrimoniul UNESCO? Roșia Montană a introdus în anul 2021. Aici trebuie să facem încă precizare că a fost o telenovelă și tot din cauza statului român. UNESCO dorea de mult timp să o introducă. Procedurile s-au mișcat foarte, foarte greu. Singura perioadă în care, într-adevăr, s-a dat un impuls puternic introducerii la nivelul Ministerului Culturii a fost în guvernul 2016, în guvernul Cioloș, în ministrul Vlad Alexandrescu, respectiv ministra Corina Șuteu. Ei sunt primul începe procedura oficială și Corina Șuteu practic termină procedura și se depune dosarul. Aici, după ce s-a depus dosarul, statul român, noile guverne mai aveau puțin și doreau să retragă dosarul. Cam ăsta a fost gradul de interes și până la urmă chiar asta au încercat. A fost o sesiune anterioară anului 2021 în care toată lumea de la UNESCO a rămas mască când reprezentantul statului român a cerut retragerea dosarului ca nu cumva să fie votat. Au fost niște chestii foarte greu. A intrat Roșia Montană în UNESCO nu din cauza valorii care era excepționale, ci din cauza statului român. Însă, în sfârșit, cu chiu cu vai, în 2021, până la urmă, statul român a acceptat treaba pe care mai mult o focuseră alții, a intrat în UNESCO. Acum, asta ar fi fost o oportunitate extraordinară pentru dezvoltarea localității. Doar că pentru asta e nevoie să înțeleagă și autoritățile locale și primarul. Ori, din păcate, primarul, după ce pusese în enumărate rânduri că nu vrea în UNESCO, odată intrat, în loc să profite de
notorietatea pe care o capeți, toată publicitatea pe care ți-o aduce UNESCO pe termen lung. În păcate, primarul nu a făcut nimic în această direcție, însă nu e ceva nou pentru acest primar. El n-a făcut nimic nici pentru accesarea de fonduri europene. Deci înțeleg că în acești 3 ani nu s-a întâmplat mai nimic. S-a întâmplat de partea societății civile, așa, nu de partea autorităților. Mici întreprinzători, să zicem, da, așa, mici, nu? Mici întreprinzători și asociațiile care sunt interesate de patrimoniu. Pe de o parte, ca mici întreprinzători, de exemplu, este Tică Darie. E vorba de un sucevean care a făcut studii în Danemarca și din Danemarca, de 2 ori, când era student, a venit cu bicicleta, pedalând la Roșia Montană. S-a mutat aici și a înființat o familie, are o soție, 2 copii frumoși și a deschis o afacere cu lână, merinos, care se numește Made din Roșia Montană. A deschis, sau e în pregătire să deschidă un bistro și mai este campania Adopt o Casă la Roșia, da, Montană, care se desfășoară de aproximativ 10 ani, prin care în fiecare vară, luni întregi, sunt voluntari ce participă la restaurarea de monumente istorice în Roșia Montană, campanie coordonată de asociații, arhitectură, restaurare, arheologie. Specialiști care au venit aici pentru prima dată în jurul anului 2000, unii chiar în anii 90, și apreciind valoarea Roșiei Montane, au decis să se implice. Iar în timp, 2 dintre acești specialiști chiar s-au mutat aici, în Roșia Montană, și au cumpărat o proprietate și ei încearcă să o restaureze, să o aducă la valoare pe care o merită și ajută și comunitatea. Sunt mai multe case parohiale care au fost restaurate cu ajutorul lor. Este și o biserică aflată în stare avansată de degradare care e în proces de restaurare. Sunt, bineînțeles, mai multe case care au fost deja terminate. Sunt ca un monument istoric pus în valoare și ei în continuare vor face asta. Ce își dorește toată lumea este să existe și un plan urbanistic general adus la zi. Iar asta merge foarte greu, din nou, din cauza autorităților locale, în primul rând, care nu își dau interesul. Sunt situații în care sunt indiferente și, din păcate, opinia mea este că sunt situații în care pun bețe în roate. Iar aici, și atunci, noi oamenii, da, trebuie să facem ceva la această campanie, campania Adoptă o Casă, și noi ne vom implica și vom participa, așa că dacă și dumneavoastră doriți să faceți acest lucru, o să vă lăsăm în descriere un link cu această campanie. Acum suntem în zona comunității romano-catolice, care pe vremuri însemna și biserica romano-catolică așezată, punctul cel mai înalt al satului Roșia Montană, și o capelă de rugăciune, cea care se află în spatele nostru și care acum este în restaurare, și casa parohială, care mai există, și casa clopotarului. Din păcate, casa clopotarului a dispărut pentru că într-o noapte a fost dărâmată. Într-o singură noapte? Da, da, da. Era pe un teren în zona controlată de Gold Corporation. Scopul lor per total era ca comunitatea să fie cât mai slăbită și dispariția ei nu s-a soldat cu niciun fel de consecințe. A fost doar una din mai multe asemenea acțiuni ale lor, iar următoarea acțiune o să o vedem în curând, pentru că vom ieși din zona cimitirului romano-catolic și vom merge undeva unde până la jumătatea 2000 erau case și o să vedem exact cum arată. Suntem în zona Sosaș a satului Roșia Montană. Numele vine dintr-o românizare a expresiei germane zu Sachsen. Era zona în care stătea o parte din comunitatea germană din Roșia Montană. Iar aici în Sosaș, până la jumătatea anilor 2000, erau pâlc de case. Ele au fost cumpărate de compania canadiană. Atunci ei au avut o campanie de cumpărare foarte energică de proprietăți. La un moment dat spuneau că au cumpărat 80% din proprietățile necesare pentru a demara proiectul. Ce s-a întâmplat cu casele foarte vechi ale sașilor din Roșia Montană, puteți să vedeți aici. Ele au fost dărâmate după ce în prealabil fuseseră lăsate în paragină. Ulterior, zona a fost vegetată. Iar ce mai rămâne ca o dovadă materială e
zidul din față. Din păcate, asta a fost soarta cu foarte multe case și aici pe Valea Roșiei și pe Valea Cornei. Se estimează că, de exemplu, în total au fost distruse aproximativ 150 de gospodării din vechiul sat Roșia Montană, atestat la 6 februarie 131 și care, în anumite părți, și-a găsit sfârșitul la jumătatea anilor 2000, pentru că compania Gold Corporation dorea să înceapă exploatarea, nu să păstreze satul. Suntem în drum spre cariera Cetate, apoi o să mergem la masivul Cârnic. Am trecut pe lângă Vercheș, care era locul în care se adunau minerii înainte de a merge la lucru. Denumirea, bineînțeles, vine din germană, de la uzină. Ea este o denumire folosită de acum câteva sute de ani. Apoi și-a păstrat numele în timpul exploatării de suprafață începută în 1970 de regimul comunist. Din păcate, pentru soarta Roșiei Montane, exploatarea de suprafață presupune distrugerea vestigiilor milenare, pentru că ea înseamnă că muntele este aruncat în aer și cu niște camioane gigantice, minereul este dus pentru a se separa aurul de restul rocii, care capătă denumirea de steril, care, cum îi spune numele, nu mai are nicio valoare. Ce vedem în jur, vegetația pe care o putem observa, este apărută în ultimii 20 de ani, de când s-a oprit exploatarea de suprafață. Peisajul înainte era alb, aici trebuie precizat că era așa chiar peisajul istoric, Roșia Montană, de exemplu, la 1850, sau chiar la sfârșitul anilor 60, în secolul 20, când se face filmul Nunta de Piatră, arăta, munții erau alți, s-a vegetat abia în ultimii 20 de ani. Cumva în plan mai îndepărtat, în spatele copacilor, se poate vedea că încă este o zonă care nu are copaci. Ea e partea vechiului peisaj al Roșiei Montane. Printre copaci, în îndepărtare, sunt intrări în galerii. Pe măsură ce le observăm, o să încercăm să le filmăm. Unele dintre aceste intrări sunt intrări în galeriile romane. Intrări vechi de 2000 de ani, care erau folosite din perioada antică. Și iată că am ajuns pe un platou unde avem un peisaj și drăguț și mai puțin drăguț, pentru că zice o poveste. Da, suntem între masivele Cârnic și cariera Cetate. Cariera Cetate e ceea ce se vede în fața noastră. Înainte de exploatarea de suprafață, care s-a demarat în 1970, ce avem noi în față era un munte mai înalt decât masivul Cârnic. Deci era un munte la propriu. Istoria aurului în Roșia Montană a fost timp de 2000 de ani scrisă în subterane, în galeriile care de la romani, apoi medievale, moderne, și un pic de perioadă contemporană, în suma 150 de kilometri. Un labirint care se întindea pe și o lungime apreciabilă și adâncime foarte mare, pe cel puțin 9 niveluri care sunt cunoscute. Toate aceste vestigii lăsate de înaintași au început să fie distruse când, la sfârșitul anului 60, la vârful Partidului Comunist Român, s-a luat decizia că la Roșia Montană va începe exploatare de suprafață, pentru că e un loc de importanță națională și poporul român trebuie să se bucure de bogățiile lui și întreaga propagandă comunistă prin care s-au distrus vestigiile noastre. Aici o să spun câteva cuvinte despre masivul Cetate. În primul rând, de unde îi venea numele. El avea mai multe puțuri, unele din ele încă din perioada romană, care se foloseau la exploatare. Și din aceste puțuri porneau galerii, care erau unele din ele din perioada antică, ulterior din perioada medievală și modernă, iar felul în care arăta în momentul în care te coborai în acele puțuri și te uitai de jur împrejur, semăna cu o cetate. Mai mult, la un moment dat a venit împăratul Franz Iosef și zona în care el a stat s-a numit Scaunul Împăratului, ceea ce a întărit denumirea de masivul Cetate. Sunt niște fotografii de epocă extraordinare, alb-negru, în care vedem un fel de ferestre naturale și antropice prin masivul Cetate, care iarăși ne vorbește despre numele lui. El era monument istoric, conform legii. E, toate astea n-au contat. Din 1970 a fost aruncat în aer. A fost dinamitat, iar roca a fost transportată cu niște camioane gigantice la uzina de exploatare, care
se găsea într-un alt sat al comunei și care se numește Gura Roșii. S-a continuat, s-a adâncit. Rezultatul a fost un fel de crater care până la jumătatea anului 2000 era complet alb, nu erau brazii pe care îi vedem aici. În acest fel s-a pierdut unicitatea masivului cetate. Planul regimului comunist era ca din toată zona Roșiei Montane să rămână așa un fel de insuliță, de la piața centrală până la Muzeul Mineritului, o zonă foarte mică comparativ cu tot ce e în jur, și acest tot ce e în jur să fie distrus prin exploatarea de suprafață. Și odată cu el, bineînțeles, imensa majoritate a galeriilor romane. Este estimat că sunt aproximativ 7 km de galerii romane în subteranele Roșiei Montane. Dacă ar fi fost aplicat acest plan al regimului comunist, ar fi rămas aproximativ 200 de metri. O distanță infinitezimală față de tot ce exista. Din fericire pentru patrimoniul României și, așa cum știm în prezent, patrimoniul mondial UNESCO, din fericire a venit Revoluția în 1989 și planul nu a fost dus la bun sfârșit. Chestiunea e mai nuanțată pentru că un motiv pentru care exploatarea de suprafață a început să intre în declin a fost că România în anii 90 a intrat într-o perioadă de dezindustrializare. Acest proces s-a văzut în multe țări ale Europei. Un exemplu e Germania, în Valea Rurului, de unde tocmai m-am întors și unde am vizitat muzee dedicate extracției de cărbune din Valea Rurului și a culturii care se dezvoltase de către minerii de acolo. Diferența fundamentală este că în Germania dezindustrializarea din anii 90 s-a făcut cu un plan riguros. La noi s-a făcut cumva prin indiferență și prin, am spune românește, lăsarea de izbeliște. Din această cauză au existat un șomaj puternic și a existat o fel de pierdere a identității minerilor, care mulți din ei considerau că sunt lăsați în voia sorții. Un lucru care trebuie spus este că decizia oficială de închidere a exploatării de suprafață a venit în anul 2006 ca urmare a unei adrese oficiale pe care Gold Corporation, corporația canadiană, a adresat-o către Agenția Națională de Resurse Minerale. Și, în esență, ce a spus RMGC a fost: noi avem dreptul de cesiune, deci avem dreptul să exploatăm aici, tu, statul român, nu mai ai dreptul. Și atunci tu trebuie să închizi exploatarea de suprafață. Ciudat e că tocmai ei erau cei care voiau să exploateze în continuare. De ce au luat această decizie? De ce? Scopul e cel pe care îl bănuim cu toții. Ceea ce își doreau era ca statul român să nu mai facă absolut nimic aici, să se creeze șomaj, și oamenii aflați în această situație dificilă să înceapă să susțină proiectul minier. Pentru că până la jumătatea anilor 2000, foarte mulți localnici, la un moment dat chiar o majoritate, nu doreau proiectul canadienilor. Însă ulterior, prin închiderea exploatării de suprafață a statului român, mulți au zis: ok, noi vrem în continuare un loc de muncă. Și li s-a răspuns: păi singurii care pot să vă dea un loc de muncă sunt cei de la Gold Corporation. Documentul de care vă spun, care este document oficial și care a fost găsit în arhivă la NRM, Agenția Națională de Resurse Minerale, era necunoscut opiniei publice. Adică el era în arhivă și opoziția de la Roșia Montană l-a prezentat. Însă el nu a devenit foarte cunoscut. Odată cu închiderea exploatării de suprafață în 2006, s-a asistat toată activitatea. Deși masivul cetate a fost distrus și a rămas cariera cetate, a rămas o bună parte din masivul cârnic, spre care ne vom îndrepta noi. Lângă Cârnic este Cârnicelul, un munte puțin mai mic, frate cu celălalt. Deja începuseră exploziile, deci o mică parte a fost pierdut, însă o mare parte din Cârnic a rămas și atunci ne-a rămas o mare parte din ce se găsește în subteranele lui. Și sunt câteva elemente care sunt autentic unice în lume, în masivul Cârnic. Aici, din nou, trebuie să punem lucrurile într-o anumită perspectivă. În Roșia Montană sunt multe lucruri deosebite, dar dacă vorbim despre unicitate, într-adevăr unicitate în lume, trebuie să avem smerenia să spunem că sunt doar câteva chestiuni. Ne putem mândri cu multe atracții la Roșia Montană, dar unice în lume sunt doar câteva dintre ele și le vom trece în revistă. La oamenii tind să zică că sunt mult mai multe lucruri care sunt unice în lume aici la Roșia Montana, dar tu vrei să ne spui că sunt doar câteva, dar ne mândrim cu toate. Da, da, da. Și o să zic despre ele când suntem la Cârnic. Iar în plan foarte îndepărtat se vede masivul Vulcan, care este un masiv de calcar. Acolo, la baza lui, se găsește o exploatare de calcar tradițională
care are o vechime de câteva sute de ani. Deci e o mică afacere care își pierde originea în negura timpului. De acolo, cei de la ARA, care coordonează proiectul Adopt o Casă, au adus var. Var exploatat tradițional și care apoi este lucrat tradițional și folosit la casele care se restaurează în Roșia Montană și pe care le vedem cu acel perete alb. Peretele alb e unul dintre elementele vechi tradiționale ale Roșiei Montane. De exemplu, dacă am avea o mașină a timpului și am venit aici acum 150 de ani, marea majoritate a caselor pe care le-am vedea ar fi albe. Vedem și două biserici acolo jos în oraș. Ne-ai spus câte ceva de ambele, dar te rog să le mai spui o dată. Da. Ce vedem în plan mediu sunt două din cele șapte biserici istorice, monumente seculare din toată comuna Roșia Montană. În cadrul comunei avem două biserici, ortodoxă și greco-catolică, în satul Corna și cinci biserici istorice în satul Roșia Montană al comunei omonime. Iar în cadrul satului avem trei biserici în partea de sus, unde erau oamenii mai bogați până la unirea Transilvaniei cu România, adică era vorba în primul rând de maghiari și sași. Iar în partea de jos era zona românească. De aceea cele două biserici pe care le vedem sunt întâi Biserica Ortodoxă și apoi Biserica Greco-Catolică. Ambele construite, una în jur de 1800 și una în jur de 1850. Iar cea din planul mai îndepărtat, Biserica Greco-Catolică, are cea mai înaltă turlă din Munții Apuseni. De asemenea, în cimitirul Bisericii Catolice, care se găsește de jur împrejurul Lăcașului, este un monument istoric. E vorba de mormântul lui Simeon Balint, care a fost mâna dreaptă a lui Avram Iancu, poreclit și popa Tun. El era cel care se ocupa de artileria armatei revoluționare a lui Avram Iancu, localnic din Roșia Montană, unul din localnicii români înstăriți, dintre puținii localnici români înstăriți din acea vreme, care apoi a ținut să fie mormântat în satul natal. Iar a doua biserică, acum în prezentarea mea, cea ortodoxă, se spune că a fost ridicată prin contribuția lui Mihailă Grita. El e un personaj de legendă a Roșiei Montane, care, ca orice legendă, are sâmbure de adevăr și apoi, în jurul acestui sâmbure de adevăr, s-au țesut niște povești care e greu de stabilit cât e adevăr și cât e ficțiune. Omul era dintr-o familie mai puțin înstărită. Își dorea foarte mult să găsească aur, iar la un moment dat o vâlvă l-a direcționat către o anumită galerie. Vâlvele sunt un fel de personaje mitologice pe care le putem asemui zânelor și care, asemenea sufletului omului, pot fi vâlve bune sau vâlve rele, în funcție de cum se comportă omul. Și pentru că Mihaila Grita a promis să respecte ceea ce i-a cerut vulva, ea l-a direcționat către o galerie unde a găsit foarte mult aur și el s-a angajat să construiască șapte biserici și șapte școli. Și se spune că aceasta e una dintre cele șapte biserici construite de Mihaila Grita și că el de asemenea ar fi contribuit și la construirea școlii din Roșia Montană și în Țara Moților mai sunt și restul de biserici și școli. Iar mormântul lui Mihaila Grita se găsește în apropierea Bisericii Ortodoxe. Momentan, crucea lui este la restaurare și urmează să fie repusă pe locul de veci. Suntem în fața uneia dintre numeroasele intrări în galeriile din Roșia Montană. Sunt câteva sute de asemenea intrări în toată comuna. Majoritatea sunt vegetate, se găsesc cu greu, însă câteva dintre ele sunt vizibile. Pericolul este destul de mare dacă se intră și accesul e interzis, fiind atâția kilometri de galerii, la fel și accesul se face în foarte multe puncte, iar dacă am merge maxim 30 de metri, am întâlnit beznă complet. De aceea este foarte periculos. În trecut a existat oameni care s-au aventurat, nu doar băieșii care făceau vechea meseria băieșagului în secolele trecute. Cum e meseria aceasta? Cuvântul este baie, la fel ca baia mare, baia de aramă, de exemplu, și vine din maghiară, unde înseamnă mină. E vorba de această meserie seculară a băieșagului, ar fi termenul
română și cel care o practică se numește băieș. E vorba de cei care intră în galerie și ies de acolo cu un minereu pe care să îl separe. În cazul nostru e vorba să separe aurul de restul roci. Iar în trecut oamenii aveau corfe, aveau un fel de saci, un fel de coșuri pe care le țineau în spate, cu care ieșeau din galerie, ele având minereul în spate, piatra, și ulterior mergeau să facă această separare, fie cu ajutorul unui animal, dacă era foarte greu coșul respectiv, fie pe picioare. Separat de cei care o făceau legal, e vorba și de hoții de aur, care se numesc holoangări, și a căror existență cumva este ancestrală și merge în paralel cu cea oficială. Și holoangării sunt hoții de aur. Sunt un fel de haiduci ai galeriilor, haiduci nu obligatoriu în sensul pozitiv, care întotdeauna au fost în conflict cu autoritățile pentru că activitatea pe care o desfășurau era în afara legii. Din când în când au existat potere care intrau în subteran căutându-i și îi urmăreau prin subteran ulterior și ieșeau la suprafață prin altă parte. Se luptau cu jandarmii, cum era pe vremuri. Eventual îi atacau cu dinamită, erau mici conflicte. Mai recent se spune că sunt în continuare holoangări, adică oameni care intră ilegal, sperând să găsească aur. De exemplu, am vorbit cu unul dintre preoții din Roșia Montană, care ne-a povestit că o enoriașă i-a relatat că pe sub casa ei aude voci, pentru că pe sub casa ei trece o galerie. În Roșia Montană e un șvaițăr de asemenea galerii, o rețea foarte complexă, și sunt oameni care își încearcă norocul încercând să facă asta, iar acum câțiva ani unul a și murit. A ajuns într-o fundătură unde nu era oxigen și din cauza lipsei de oxigen s-a întâmplat asta pe vremuri. În perioada medievală și în perioada romană foloseau opaițe și opaițul nu era doar pentru luminat, era și un indicator al oxigenului. Da, exact, a lipsei de oxigen. Pentru că ardea acea flacă. Exact, exact. În lumea anglosaxonă e o expresie like a canary in a mine. E vorba că ei foloseau păsări, care de asemenea erau bune indicatoare ale lipsei oxigenului în galerie în funcție de cum se comportau. Și un alt motiv pentru care ar fi bine să nu intrăm în galerie este că există niște spirite care se numesc vulve la Roșia Montană și care le protejează. E vorba de niște creaturi supranaturale, asemenea unor zâne, care acționează pentru ca oamenii răi să fie pedepsiți și oamenii buni să fie recompensați. Și acum, în funcție de sufletul nostru, s-ar putea să ne penalizeze aceste vulve. Câteodată când trecem pe lângă galerii, se aud zgomote din interior și cu siguranță trebuie să fie vulvele care stau la pândă și supraveghează tot ce se întâmplă. Pe Mihailă Grita, de exemplu, l-au ajutat vulvele. El a fost un român filantrop care a beneficiat de ajutorul lor, dar pe alții s-ar putea să îi penalizeze. Vulvele iau diferite forme, nu doar forme umane. De exemplu, pot fi adevărat și copii, pot fi tinere fete, pot fi bătrâne, pot fi bătrâni înțelepți, dar ele pot lua și forma unui miel, în legendele din Roșia Montană, și forma unui câine. Deci trebuie să fim atenți la ce ființe sunt în jur, că unele dintre ele ar putea să fie vulve. Da. Am ajuns la Piatra Despicată, un monument natural și juridic din Roșia Montană. E vorba de ceea ce avem lângă noi. Sunt mai multe surse pentru numele ei și cum a apărut aici această piatră. Ceva particular cu ea este că e complet diferită de tot ce este în jur. Cea mai riguroasă cercetare științifică spune că un uriaș a așezat-o aici. A fost un uriaș care în vremuri imemoriale, când umbla uriașii pe la Roșia Montană, a aruncat această piatră, chiar se spune că e o fetiță de uriaș care aduna mai multe pietre în fusta ei și pentru că una dintre ele a fost foarte grea, a aruncat-o aici și a zis, na, că pentru că ai fost atât de grea, te las aici. Și mai există o variantă mai puțin științifică și aceea spune că în perioada vulcanică, unul dintre vulcani când a erupt, a aruncat pietre inclusiv pe aceasta, acum fiecare poate să aleagă dintre cele două variante. Oricum, un lucru e sigur pentru unicitatea ei, pentru faptul că, cum este ea, nu e nicio altă piatră în jur, Piatra Despicată este unul dintre monumentele naturale din Roșia Montană. Suntem
la baza masivului Cârnic, un munte excepțional din punct de vedere al patrimoniului de la Roșia Montană. Iar lângă noi sunt lucrări de pe vremea romană și poate preromană. Avem fix aici o galerie prin care s-a intrat căutându-se filon și pentru că nu au fost mulți. Ce înseamnă filon? Filonul de aur este o zonă auriferă cu o concentrație excepțională pe care vrei să o exploatezi atunci când ești dornic să găsești foarte mult aur deodată. Și cam așa mergeau romanii. Ei au lăsat multe galerii din care au scos aurul cu concentrație foarte mare, iar apoi, în perioada medievală, modernă și câteodată chiar contemporană, s-a mers pe ce începuseră romanii, pentru că s-a considerat că încă mai este aur, deși concentrația era mai mică decât ceea ce scoseseră romanii. Și aici, galeria pe care o avem se înfundă după câțiva metri pentru că nu au fost mulțumiți ce au găsit și au încercat în altă parte. În schimb, mai avem alte lucrări aici interesante. În partea pe care o indic este așa numită lucrare pe scaun, se numește, pentru că... Deci căura ce ai de acolo? Da, este o parte de piatră unde se spune că stătea băieșul care lucra și folosind dalta și ciocanul stătea direct pesca, ca și cum ai sta așezat și cioplea. Se și vede cum s-a și lucrat. La un moment dat avem și o secțiune verticală din care se vede cum a fost scosă rocă cu, se presupune, cu concentrație mare de aur. Și de asemenea tot în zonă s-au mai desfășurat lucrări cu apă și foc. Era o altă tehnică romană și posibil preromană, potențial dacică, ca să mă exprim cu maximă rigurozitate, pentru că nu este clar. Se făcea un foc la baza rocii până când aceasta se încingea și apoi se arunca un amestec de apă și oțet. Iar de la impactul termic, roca exploda. Bucățile mai mici ulterior erau spălate, erau folosite într-un fel de mojar, ca un fel de râșniță care le separa. Iar în interiorul masivului Cârnic, prin alte intrări, avem foarte multe chestii interesante, foarte multe. Din fericire, chiar dacă masivul cetate de lângă a fost distrus și care era mai valoros decât Cârnicul și mai înalt, încă ne-a mai rămas acesta. Sunt tot felul de minunății în interiorul lui, minunății care au contribuit esențial la introducerea Roșiei Montane în UNESCO. O să vă ofer câteva exemple. În primul rând, sunt foarte multe galerii romane. Asta o știe toată lumea. În interiorul masivului Cârnic a fost găsită cea mai veche tăbliță cerată, datată 6 februarie 131, care e prezent ziua Roșiei Montane, datorită nouă celor care din campania Salvați Roșia Montană, care am început să organizăm acest eveniment și din fericire el a fost aprins viață și e perpetuat în continuare. De asemenea, în interior se găsesc corande. Ele sunt un fel de grote care au apărut și din cauze naturale și din cauze antropice și în aceste corande vin galerii, deci ele sunt și o modalitate, o intersecție, o întâlnire, iar unele dintre aceste corande au dimensiuni de necrezut. Există hărți făcute chiar prin anii 60-70, în timpul exploatării comuniste, din care vedem, de exemplu, corande care au 35-40 de metri. Deci o înălțime, ca să facem așa o comparație, un bloc de 10 etaje are 30 de metri. Aici sunt mai multe corande care sunt mai înalte decât un bloc. Iar cea care mi se pare incredibilă, există o corandă pe diagonală, nu verticală, și care are peste 100 de metri. Ea începe de undeva din vârful, imediat sub vârful muntelui și coboară în diagonală pe această lungime absolut impresionantă. Dacă ele ar fi puse în valoare, bineînțeles că ar fi ceva care, începând cu dimensiunea lor, cu simpla lor dimensiune, e ceva care îți taie respirația. Din fericire, există un cuplu de cercetători din Cehia, care sunt pasionați de a intra în subteran în diverse locuri ale lumii, inclusiv Roșia Montană. Ei au venit de două ori, o dată în anii 2000 și o dată pe la jumătatea anilor 2010 și au intrat în Cârnic, unde trebuie să spunem că nu e bine să intri pentru că poți să-ți pierzi viața. Ce au făcut ei a fost un lucru foarte riscant. Cum îi cheamă? Pe unul dintre ei îl cheamă Ivan Rus, pe al doilea, sincer să fiu, nu îmi vine numele lui, dar îi invit pe cei care se uită să caute fotografiile lor. O să repet nume, Ivan Rous,
Și o să vă dau un exemplu de fotografie pe care i-au reușit să o facă. După ce ai intrat în subterane, ai făcut maxim câteva zeci de metri, totul este besnă. Lanterna e o chestiune absolut obligatorie, dar dacă vrei să faci fotografie, îți trebuie tot felul de scule. Ei au reușit o fotografie în care vezi omul așa mic, mic, mic și vezi coranda aia gigantică. Și cum au făcut-o? Că a avut nevoie de lumină. Da, bineînțeles. Au pus camera, i-au dat o expunere extrem de lungă, de zeci de minute, și au început să se plimbe cu niște lanterne foarte lungi și făcute special pentru asta, astfel încât să prindă tot locul. Da, 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 se plimbau într-un mod foarte periculos, pentru că unele dintre acele căi de acces sunt foarte abrupte. Și ce au reușit e excepțional. De exemplu, ei au mai fotografiat unul dintre elementele unice ale Roșiei Montane. Unic la nivel mondial. Cameră pe pilieri, de pe vremea romanilor. Sunt niște spații, săli, să le numim, unde romanii au lăsat anumită rocă, pe care n-au mai exploatat-o, sub forma unor piloni, cărora le spunem noi pilieri, și aceste camere erau făcute special pentru siguranță, pentru a nu se prăbuși lucrarea, și tot acolo, de exemplu, puteau să facă și testarea mostrelor. Făceau testarea mostrelor direct în subteran, folosind mercur. Aceste camere cu pilieri, pe pilieri, care sunt aici în Cârnic, sunt unice în lume, la propriu. De asemenea, există scară elicoidală, scară în formă de spirală, care se găsește aici la Roșia Montană și nicăieri în lume. Tot de pe vremea romanilor. Și în sfârșit un al treilea element, care se găsește la galeriile Orlea de la Muzeul Mineritului, unde ați și fost în vizită. E vorba de galerie în trepte inverse, se numește. Ai galeria în formă trapezoidală și ulterior ea, în loc să continue drept, urcă în trept. Chestiunea aceasta, genul ăsta de inovație tehnologică romană, este iarăși unic în Roșia Montană și nicăieri altundeva în lume. Dar de ce au făcut așa? Oare care a fost scopul, ideea? Întotdeauna scopul era legat de siguranța galeriei și de exploatarea aurului. Și nu e singura inovație a romanilor, mai e una prin care ei și-au dovedit abilitățile tehnologice. Romanii au înțeles un lucru, că apariția aurului, apariția fizică, formarea lui, s-a făcut în urma unei erupții vulcanice. Ei, acum 2000 de ani, au înțeles acest proces științific. Au înțeles că vulcanul a erupt și a curs lava. Lava conținea aur, astfel încât aurul este dispus în formă, să spunem, diagonală. Deci el nu e dispus vertical sau orizontal. Și de asta ei au fost primii care, vedem și aici la Roșia Montană, au făcut galerii în formă diagonală, mergând exact pe filonul de aur care și-au dat seama că el așa a fost creat în momentul în care s-a scurs lava. Lucru care, iarăși, e ceva care, pe lângă ineditul de a face așa ceva acum 2000 de ani, vorbește despre evoluția tehnologiei umane. Cumva, ce vă prezint acum sunt elemente ale contribuției pe care Roșia Montană, civilizația din Roșia Montană, începând cu perioada antică și mergând până în cea modernă, Roșia Montană a adus această contribuție la civilizația mondială. Ea are aceste elemente care au recomandat-o să intre în UNESCO. Eu o prezint într-o formă accesibilă, astfel încât privitorii să înțeleagă cu ușurință. Specialiștii au pus-o niște cuvinte mai pretențioase și lucrul pe care îl știm toți este că Roșia Montană de câțiva ani este în patrimoniul mondial UNESCO. Cu alte cuvinte, organismul responsabil la nivelul globului a zis da, Roșia Montană este un loc unic în lume și el trebuie protejat. O precizare, odată cu introducerea Roșiei Montane în UNESCO s-a mai întâmplat ceva, ea a fost introdusă și pe lista monumentelor aflate în pericol. Pentru că de la început cei care au apreciat Roșia Montană în cadrul UNESCO și-au dat seama că este și foarte multă fragilitate în ce se întâmplă aici și că locul trebuie protejat. Doar că, bineînțeles, că protecția trebuie făcută de către statul român, de către autorități. Aici trebuie să mai spun ceva. UNESCO nu oferă statut juridic la ceea ce se întâmplă. UNESCO vine și spune doar acest loc este important pentru istoria și civilizația mondială. UNESCO nu schimbă legile. Roșia Montană este la fel de protejată sau neprotejată în România cum era și înainte să fie introdusă în UNESCO. Tot ce face UNESCO este să pună așa un reflector asupra unei zone, în cazul nostru cea de care vorbim, anticul al Burnus Major, și să spună, iată un loc care este foarte important pentru omenire. Dar ce fac oamenii cu el, statul respectiv, e în puterea lor. Teoretic, dacă
s-ar distruge Rușa Montană, asta ar duce la scoaterea din UNESCO. Și există în istoria UNESCO vreo 3 cazuri în care s-a întâmplat și scoaterea. O să dau un exemplu. A avut loc la Dresda, unde au dorit să construiască pe zona UNESCO și au fost avertizați că dacă o vor face, vor schimba iremediabil peisajul și atunci nu se mai îndeplinesc criteriile de unicitate. Autoritățile au continuat, a fost un scandal foarte mare în Germania pe acest subiect și atunci s-a luat decizia excepțională, rarisimă în istoria patrimoniului mondial, de a o scoate de acolo. De aceea vreau să întăresc această chestiune că autoritățile sunt cele care protejează sau nu. UNESCO nu aduce în plus sau scade așa cum s-a tot speculat. Doar spune, iată ce patrimoniu aveți, iată cum putem observa în Roșia Montană evoluția lucrărilor miniere și a exploatării încă din perioada antică, medievală, modernă, contemporană. Iată, noi considerăm că sunt foarte importante și le introducem pe lista patrimoniului mondial. Mai departe, autoritățile sunt responsabile pentru ce se întâmplă. Vedem că ea nu are mai mult de 5 metri adâncime. De ce? Era o galerie de încercare. Ea a fost făcută pentru a vedea dacă găsesc o concentrație mare de aur. Și nefiind satisfăcuți de ceea ce au găsit, au abandonat. Și au încercat în altă parte. Putem să ne gândim că asta s-a întâmplat și pentru că în zonă, găsindu-se aur relativ la suprafață, au sperat că vor găsi și în interior. Însă nu s-a confirmat. Cu această ocazie vreau să ating un pic și un subiect care e drag unora, și anume dacii. Dacă au fost lucrări dacice aici, nu știm, e răspunsul. Putem face niște presupuneri. În primul rând putem presupune că se exploata înaintea romanilor, pentru că ei nu au venit aici teleghidați. Localnicii i-au adus și localnicii puteau să-i aducă doar dacă deja se făcea exploatare. În al doilea rând putem presupune că dacii exploatau aur pentru că aveau un tezaur bogat. Și iarăși ne gândim că acel tezaur, în primul rând, nu a fost adus din alte părți, ci a fost și, cel puțin parțial, a fost realizat în Dacia. Însă, mai departe de atâta, trebuie să spunem cu onestitate că nu avem niște dovezi palpabile că dacii sau agatârșii au exploatat în Roșia Montană, însă cine știe ce ne rezervă viitorul. Poate se vor găsi. Da, există anumite urme. Datări ale anumitor vestigii care merg înainte de Hristos. Deci clar, în perioada dacică sau chiar predacică, de exemplu, e o bârnă din lemn care are niște mii de ani. Doar că arheologii discută dacă acei mii de ani îi are lemnul sau el a fost chiar prelucrat și transformat atunci în urmă. În continuare încă se vorbește. Însă ce putem nota ca o contribuție a Daciei la istoria Imperiului Roman este faptul că economia Imperiului Roman se revigorează după ce demarează exploatarea aurului din Dacia. Există un istoric italian, Carcopino, se numește, care are o teorie că dinarul roman, moneda folosită de Imperiul Roman, era înainte de intrarea romanilor în Dacia o foiță de aur și ulterior, după ce începe să vină aurul din Dacia, devine o monedă groasă în sensul pe care știm noi. Da. De exemplu, eu am vizitat Domul din Milano și există o secțiune a muzeului acestui dom în care se vorbește de vestigiile găsite în subterane, printre care monede, inclusiv monede din perioada romană. Și se vede cum ai foițe de aur și după 100, după Hristos, ele devin groase asemenea unei monede. Fără a se menționa acolo, se poate lesne face legătura, pentru că a existat o perioadă de timp în istoria Imperiului Roman când Dacia era principala sursă de aur pentru ei. Continuăm periplul prin Roșia Montană și am ajuns la niște lucrări de apă și foc de acum aproximativ 2000 de ani. Este o tehnică folosită în perioada antică. Se făcea un foc strașnic la baza rocii până când ea se încingea și apoi se arunca un amestec de apă cu oțet. Iar de la impactul termic și chimic, roca exploda. Iar aici avem un exemplu reprezentativ pentru ce s-a întâmplat și găsim lucrări care încep de la baza muntelui și urcă până foarte sus. Tehnica e atât de puternic folosită aici că într-una dintre zone chiar s-a intrat un pic în interior cu această metodă, metodă care bineînțeles că era mult mai dezordonată și mai rudimentară decât galeriile trapezoidale cu dalta și ciocanul, dar care în unele situații era considerată mai eficientă. Le avem de 2000 de ani, sperăm că și de acum încolo. Aici e o situație în care vegetarea nu
obligatoriu are un efect pozitiv pentru că ia din perspectiva lucrărilor și la un moment dat, cu siguranță, dacă vrem să le păstrăm, va trebui oprită extinderea naturii ca pentru a nu se deteriora lucrările antice. Suntem pe vârful Piatra Corbului, adică suntem la aproximativ 1100 de metri înălțime și avem o priveliște foarte frumoasă spre Valea Cornei. E a doua vale a Comunei Roșia Montană, care, pe cât e ea de frumoasă, ar fi trebuit să fie umplută de lacul steril și ceanură în caz că ar fi început proiectul Gold Corporation. Ce își propuneau ei era să păstreze, în mod similar cu planul comunist, un fel de insulă în mijlocul localității și să exploateze cele patru masive din jur, Văidoaia, Orlea, Cârnic, pe care suntem noi, și Cetate, respectiv care era Cetate, să o adâncească foarte mult. Iar în afara a două lacuri de ape roșii, care ar fi trebuit să fie pe cealaltă vale a comunei, aici a urmat să fie ceea ce vă povesteam, exact în planul îndepărtat unde se încheie Valea Cornei, s-ar fi ridicat un baraj foarte înalt și totul ar fi urmat să fie înnecat în lacul de steril, inclusiv cele două biserici seculare din satul Corna, cea ortodoxă și cea greco-catolică, inclusiv tăul Cornei care e în acest plan. E unul dintre cele 8 tăuri care s-au păstrat. Scopul lor era să ajute la procesul de băișac, de care tot povestim. Se ieșea cu roca din galerie și ea trebuia zdrobită într-un șteamp. Șteamp care se găsește și la Muzeul Mineritului, un șteamp didactic se găsește și în Piața Centrală, care sunt un fel de mori. Linii mari, mor de o altă formă. Ele se puneau în mișcare cu ajutorul apei. Până la începutul secolului 20, când s-a trecut la a le pune în mișcare cu ajutorul curentului electric. Apa se păstra în aceste tăuri. La un moment dat, în Roșia Montană, în perioada de maximă florire, 1850-1900, erau mai mult de 100 de tăuri și peste 1000 de șteampuri. Șteampuri, era toată valea plină de șteampuri, fiecare familie își propunea să aibă măcar unul. În prezent, cum vă spuneam, mai sunt doar 8 asemenea tăuri. Cum se construiau ele? Se făcea în aval un baraj și apa se aduna în amonte. Se presupune că și romanii foloseau tăuri. Din acest punct de vedere, există o discuție în rândul arheologilor că ele, cele actuale, care vin din perioada medievală, cam în jur de secolul 18, ele s-au construit pe vetre romane. Această discuție care se petrece de câțiva ani între arheologi pornește de la faptul că și romanii cu siguranță foloseau apa. Și cum nu s-au găsit urme ale lacurilor folosite de romani, atunci s-a lansat ipoteza că erau chiar o parte din tăurile pe care noi le cunoaștem în ziua de astăzi. Tot aici, pe vârful Piatra Corbului, putem să vedem și masivul Ghergheleu și pensiunea Piatra Corbului și, de asemenea, în partea aceea este cariera Roșia Poieni, despre care ar trebui spuse câteva cuvinte, pentru că ea e un fel de model care trebuie aplicat la Roșia Montană în mod extins. Cam la jumătatea anilor 70, tot ca în cazul Roșiei Montane, s-a luat decizia că zăcământul de cupru care se găsea în comuna Geamăna este unul de importanță națională. Și atunci s-a decis la vârful Partidului Comunist Român că el trebuie exploatat. Comuna Geamăna avea 8 sate, acolo se făceau cele mai bune fructe și legume din zonă. Comuna a fost distrusă, muntele a fost aruncat în aer, și în felul acesta a apărut cariera Roșia Poieni. Ea adună tot sterilul, cum ar fi trebuit să se întâmple la Valea Cornei, pe Valea Șesii. Lacul de steril, lacul de substanțe toxice, tot crește. Există deja o biserică care este pe fundul lacului. O a doua biserică, acum 15-20 de ani, încă mai sunt fotografii cu turla ei, cum ieșea din lacul de substanțe toxice. În prezent se mai vede doar vârful turlei și în curând va fi acoperită, pentru că exploatarea continuă.
E un fel de erare ecologică teribilă care s-a făcut în vremea comunismului și care și în prezent e realizată. Există o a treia biserică la care sterilul deja începe să crească. Și această biserică a trebuit să fie abandonată pentru că vin substanțele toxice peste ea. Bineînțeles, apare întrebarea de ce trebuie să se întâmple toate astea. Cariera Roșia Poieni are o adâncime de aproximativ 300 de metri. Din nou, ca să ne facem așa o idee, un bloc de 10 etaje are aproximativ 30 de metri. Deci acolo intră undeva la 8, 9, 10 blocuri puse unul peste altul. E un crater care trimite cu gândul la lună și care se vede din satelit, la propriu. Sunt fotografii cu zona în care e imposibil să ratezi craterul ăla care a fost creat de om și va fi nevoie de zeci, poate sute de ani pentru a rezolva dezastrul ecologic de la Roșia Poieni. Iar acum suntem foarte aproape de piața centrală din Roșia Montana și suntem în dreptul acestei clădiri. Da. Despre ce e vorba? Da, suntem la casa numărul 373, una dintre casele foarte frumoase din Roșia Montana. O să mă folosesc și de acest laser ca să indic câteva elemente, pentru că ea e reprezentativă pentru una dintre caracteristicile Roșiei Montane. Deși vorbim de un sat, deci vorbim de mediul rural, târgul minier e înghețat exact la trecerea între rural și urban. Și întâlnim case care au caracteristici urbane, deși teoretic suntem la țară. Iar casa aceasta e un bun exemplu. În planul mai apropiat avem contrafortul, da, care este folosit. Această ieșire în afară? Da, este element de consolidare pe care îl găsim în general în zona săsească a Transilvaniei. Și aici, în jur, erau mulți locuitori care erau de această etnie. De asemenea, cartierul în care ne găsim, suntem chiar la granița unde începe cartierul Berg, cartier cu nume de inspirație germană. Tot la această casă avem mai multe elemente urbane. Avem pe perete, vedem o coloană care de fapt este o imitație. Este concepută pentru a ilustra un anumit statut al proprietarului. Să ne apropiem puțin, să o vedem din apropiere. Se află între cele două geamuri de aici, de la etaj. Aici e una dintre coloane și bineînțeles mai avem încă patru. Și ele sunt, de fapt, imitații. Ele sunt realizate pentru că proprietarul dorea să transmită un mesaj în privința stării lui sociale. Particular pentru această casă este că la primele două ferestre păstrează feroneria originară. Chiar de la originea casei este o feronerie care are mai mult de 150 de ani. Vreau să mai remarc și ușa pe care o vedem în partea dreaptă, poarta de lemn, care e o influență a meseriei predominante din Roșia Montană de-a lungul secolului, și anume băieșitul. Sunt multe case unde vedem această poartă direct la stradă și rolul ei era ca atunci când oamenii veneau cu minereu să poată să intre mai ușor și făceau depozite de minereu toamna târziu, pentru că în timpul iernii, când înghețau șteampurile, apa îngheța și nu mai funcționau șteampurile, să poată să spele minereu, să-și continue munca în propriile locuințe. De asemenea, o caracteristică legată tot de acest aspect al graniței între rural și urban, de obicei la țară există case cu curți largi. Aici, bineînțeles, vedeți un front de case care începe aici și se continuă. Și în partea stângă avem o poartă monumentală pe care de obicei o întâlnim într-un burg săsesc din zona Transilvaniei de Sud. Din păcate, aș mai adăuga un aspect, că această casă e într-o stare destul de mare, e destul de degradată. Ea e proprietatea companiei Gold Corporation și nu se poate interveni asupra ei pentru a fi adusă la starea la care merită, aș spune, dar poate că pe viitor se va schimba statutul și casa va fi îmbunătățită. Iar în continuare propun să o luăm un pic la plimbare. Vom merge către piața centrală și imediat ce pornim în jos, pe partea dreaptă, este școala germană,
care de asemenea are o poartă monumentală de aceeași factură ca acea a casei despre care am vorbit, aș remarca o chestiune care mie personal îmi face foarte mare plăcere să o prezint. La baza porții, în stânga și în dreapta, sunt două pietre romane. Sunt două pietre de 2000 de ani. Ne oprim, să zicem, la cea din partea dreaptă, este cea de aici. Ea era o piatră folosită de romani la construirea drumurilor pe întreg imperiul și locuitorii din Roșia Montană, locuitorii de fapt din Alburnus Maior, din localitatea antică, după retragerea romanilor și după căderea în degradare a unora dintre facilitățile construite în timpul Imperiului Roman, au refolosit piese, ele s-au transmis în timp și după aproape 2000 de ani noi le avem în continuare aici. Din fericire, o parte dintre ele nu s-au pierdut și până în anii 70, chiar în zidurile caselor se găseau pietre romane sau însemne romane de diferite facturi, iar ulterior, când s-a înființat Muzeul Mineritului, o parte consistentă a fost dusă acolo, dar și în prezent mai sunt unele locuri în care mai găsim câteva elemente antice. De exemplu, în cimitirul italian este o piatră care a fost folosită la cornișă pe vremea romanilor și acum ea e în grădina cimitirului unitarian. Iar acum o luăm ușor în jos. În partea stângă avem o grădină și un parc pe care comunitatea a încercat și a reușit într-o anumită măsură să îl restaureze și să-i dea o funcționalitate. În afară de loc de joacă, aici se mai desfășoară diferite evenimente. În partea dreaptă avem o altă casă care e în aceeași linie care vă spuneam. Suntem în mediu rural, dar vedem o casă cu acoperiș de inspirație barocă. Da, cea Maro, cu peretele Maro. Da, e vorba de casa numărul 334 și vedem acoperișul de inspirație barocă, care nu e unul simplu. Și iarăși vedem coloanele care sunt, din nou, imitațiile, nu sunt coloane reale construite, ci sunt adăugiri pe peretele casei menite să oferă o anumită monumentalitate și proprietarul să își afirme un anumit statut social. Drept înainte, în plan mediu, este o cruce, o cruce de piatră văruită, asemenea cruci erau folosite pe vremea când se lucra în galerie drept semne de și de credință, dar și de noroc. Scopul cu aceste cruci care se găseau la intersecția potecilor ce duceau spre galerii era să ofere oamenilor un fel de susținere morală că se vor întoarce cu bine după ce intră în galerie și reușesc să și iasă. Acum ne putem uita la casa numărul 331, la care vedem în primul rând că e o casă masivă. Aici locuiesc de fapt două familii și în trecut a fost la un moment dat spital, la un moment dat cinematograf. Ea a făcut parte din programul de restaurare Adopt o casă. A fost adusă la aspectul de glorie din perioada 1850-1900, un element pe care vreau să-l remarc și care se găsește pe puține case în prezent este acoperișul de șindrilă, care are și cei trei ochi, dar în primul rând acoperișul de șindrilă. Șindrilitul e o meserie care s-a păstrat în puține locuri. Unul dintre aceste puține locuri se găsește în Țara Moților, iar cei de la Adopt o casă au reușit să găsească maestri șindrilari care au venit la Roșia Montană, au făcut ateliere și au dat mai departe acest meșteșug, care nu e unul simplu, pentru a face bucățile de șindrilă să se îmbine fără a folosi materiale care să lipească, e nevoie de o anumită tehnică. Din fericire, și aici la Roșia Montană a reînceput să fie aplicată și în felul ăsta se păstrează și nu avem cumva o garanție în plus că nu va dispărea din România.
Un al doilea aspect de care am mai vorbit este felul în care arată peretele. Îl vedeți că e alb și este văruit, folosind var folosit de la o exploatare de calcar tradițională de la Maseo Vulcan. Și tot aici la perete se poate remarca faptul că nu este drept. Asta e o caracteristică a arhitecturii vernaculare, în care constructorii vechi nu erau făcuți la școli înalte. Erau oameni care învățau meserie din tată în fiu. Și peretele nu era drept și era cumva un specific al faptului că lucrau maestrii de la țară, nu lucrau mari arhitecți de la oraș. Mai departe ne îndreptăm spre piața centrală. În partea dreaptă e acest bloc extrem de cochet din perioada comunistă. Da, exact. Da. El a fost construit la începutul anilor 80. Mă opresc asupra lui pentru că vreau să vedem ce a fost înainte. Vreau să facem un mic exercițiu de imaginație. Înainte de existența acestui bloc se găsea Palatul Oitoi. El era simbolul localității. V-am arătat acoperișul de influență barocă. Să ne imaginăm un palat de dimensiuni mult mai mari decât casele reprezentate și care avea acoperișul de inspirație barocă, care era în șindrilă și care era clădirea simbol a localității. Ea cumva se întindea cam până unde suntem noi în momentul ăsta și împărțea piața în două. Aveam zona din care venim noi și care era zona financiar-bancară, în care se găseau sedii de bănci. Discutăm de secolul XIX, 1900, până în perioada interbelică. Aveam sedii de bănci, aveam societăți de asigurări, aveam și cazinou, care s-a păstrat unde... Da, această clădire galbenă. Da, bineînțeles, acolo îți pierdeai banii, nu îi puneai bine. Era zona financiar-bancară. Cum noi ne plimbăm, ajungeam în zona pieței centrale, care era piață și agroalimentară și avea sensul de târg la propriu. Era locul în care oamenii se târguiau. Veneau cu animale, legume, fructe, diverse obiecte pentru negoț. Iar Roșia Montană, deși nu se găsește la drumul principal, era locul în care veneau oameni din diverse părți. De exemplu, se întâmplau să vină oameni din Câmpeni, din Abrud, care sunt localități acum mai mari și mai importante decât Roșia Montană. O să fac și o mențiune a numărului de locuitori. Ca să vă faceți o idee, Roșia Montană, la punctul ei de vârf, deci în jur de 1900, avea 5.000 de locuitori. În prezent, ea are aproximativ 3.000. Deci, în ciuda faptului că de acum mai mult de 100 de ani până în prezent populația României a crescut foarte mult, Roșia Montană era mult înainte dezvoltată și, din păcate, perioada comunistă și ulterior în perioada post-89 a scăzut în importanță. Clădirea pe care o vedem în imagini este denumită Casa Fațadă. E o casă care mult timp a fost abandonată în proprietatea firmei canadiene. Până la urmă, din fericire, parțial a fost cumpărată de cineva din opoziție. Finalmente a început restaurarea ei. Interesant e cum a reușit să o cumpere. Ea era coproprietate între firma canadiană și o persoană fizică. Au fost situații de care ne povestește și Sorin Jurca, în care membrii familiei au avut opinii diferite în privința colaborării cu Gold Corporation. Au fost oameni care s-au opus, oameni care au fost favorabili colaborării, iar cei care au făcut compromisul cu firma canadiană și au vândut partea, și Goldul a ajuns coproprietar cu cineva care nu dorea să vândă. Nu obligatoriu din opoziție, dar nu dorea să vândă. Una dintre aceste persoane și-a vândut partea către cineva din opoziție. Următoarea clădire, pe care scrie Aurul Apusenilor, e fosta farmacie. Fosta farmacie din perioada interbelică. Toate clădirile de în piața centrală se văd foarte frumos în filmele care au fost realizate cu peisajele din Roșia Montană, cel mai cunoscut fiind Nunta de Piatră. Gold Corporation a reușit să o cumpere integral și a făcut praf clădirea. Au distrus toată clădirea, iar apoi au restaurat-o cu ghilimele pentru că au făcut-o numai din beton. Material care, bineînțeles, că nu este tradițional și care
de multe ori nici nu este bun pentru construcție. Pe sub piața centrală trece galeria magistrală, galeria principală din Roșia Montană, care adună în ea tot felul de alte galerii, și trece și pe râul Foieș, râul Roșiei Montane, iar el duce la foarte multă umezeală și în momentul în care se folosește beton, betonul nu reușește să combată umezeala, de aceea soluția lor e doar parțial valabilă din acest punct de vedere, iar din punct de vedere al unei restaurări autentice, evident că nu se poate face o restaurare autentică cu materiale care nu existau la momentul în care clădirea a fost ridicată. Și mergem la următoarea clădire. În fotografiile de epocă avea și firma Gruber, o familie cunoscută din Roșia Montană. Unul dintre moștenitorii familiei este în continuare aici. E unul dintre membrii opoziției din Roșia Montană, care refuza să-și vândă casa. Doar că clădirea, după naționalizare, nu a mai aparținut familiei lui. E un caz similar cu casa fațadă de care povesteam, pentru că și aici sunt coproprietari Goldul și o persoană din opoziție, Tică Darie, care el e originar din Suceava, a studiat în Danemarca și ulterior s-a mutat aici la Roșia Montană și și-a deschis o afacere. Continuăm plimbarea noastră, ajungem la o intersecție unde exact în față este un bar care este poreclit între craci din aspectul pe care îl are intersecția și ca un element de inedit, barul acesta este în casa parohială unitariană. Este închiriat de clădirea, aparține casei parohiale unitariene și este închiriat și barul și magazinul către o afacere. Acum în partea stângă vedeți o clădire care e destul de deteriorată, dar încă se vede pe ea că e foarte frumoasă și avem mai multe capete, se spune că sunt ale împărătesei Maria Terezia, care a vizitat Roșia Montană în jurul anului 1780. E perioada cu răscoala lui Horea Crușca și Cristian și ea a efectuat, după ce a urcat pe tron, a efectuat o călătorie în întreaga Transilvanie. Împărăteasa Maria Terezia a venit și la Roșia Montană și în toată zona Țării Moților pentru a asculta doleanțele oamenilor și a vizitat inclusiv strada pe care mergem și noi. Acum că ne-am înscris pe ea, e vorba de strada Siciliană, care își are numele de la faptul că a fost pietruită de niște meșteri care veneau din sudul Italiei. În partea dreaptă am depășit deja casa parohială unitariană. Aici e unul dintre nucleele confesionale din Roșia Montană, cel unitarian. Mai devreme am avut casa preotului, aici e casa parohială. Biserica unitariană se găsește, dacă am luat-o pe acolo, și de altfel o să și vedem mai multe într-un alt material. Iar pe partea stângă este școala maghiară. Aici o să mai spun câteva cuvinte despre structura multietnică a Roșiei Montane. Am văzut niște imagini cu școala germană, avem niște imagini acum cu școala maghiară, bineînțeles că există și școală românească, undeva mult mai jos există și o școală poreclită, școala franceză, de la faptul că niște profesori francezi s-au implicat în restaurarea ei la un moment dat. Foarte multe etnii și-au adus contribuția la Roșia Montană, care e o caracteristică a acestui sat în mijlocul Țării Moților. De obicei, în Țara Moților, românii erau așezați compact, erau populația majoritară peste tot, în timp ce aici, la Roșia Montană, e o zonă cosmopolită evidentă. Tot un element de inedit, de obicei, în Țara Moților există niște costume populare foarte frumoase, cum am și eu, o să și spun câteva cuvinte, cu mențiunea că aici, la Roșia Montană, specificul tradițional cu ghilimele era faptul că îmbrăcau haine de oraș. Aici trebuie să recunosc că ea pe care o am eu, dacă veneam acum 100 de ani, nu o purtau mulți oameni care doreau să se laude cu ea, ci oamenii încercau să aibă pălărie, costum, cravată, tocmai acele influențe citadine de care povesteam și la case, se vedeau și în îmbrăcămintea
oamenilor. De asemenea, vreau să mai fac o remarcă pe strada Siceană pe care ne aflăm. Pe partea stângă vedeți un fronton de case albe. Ele păstrează felul în care arăta Roșia Montană în secolele trecute, unde majoritatea caselor aveau pereții albi. Bineînțeles, observați că sunt case care au porțile direct la stradă și fără curte, element care este caracteristic zonei urbane. Iar în partea dreaptă este biserica reformată, care se află în restaurare. Ea e parte a programului Adoptă o casă și dacă putem să îndreptăm spre acoperiș, o să observați că el este din șindrilă. Aceasta este o restaurare care se face acum și care aduce acoperișul la forma lui inițială. Din nou, dacă ne-am întoarce în timp, acum 100-150 de ani, majoritatea caselor ar avea acoperiș din șindrilă. Pe când, odată cu tehnicile moderne, s-au schimbat multe. Nu întotdeauna tehnicile moderne au fost și bune. Un exemplu cunoscut în lumea constructorilor este cel al acoperișului de asbest, care acum știm clar că e o substanță toxică și nu întotdeauna ce e nou este și bun. Noi ne continuăm drumul pe strada Siciliană. Aici, în partea stângă, avem un zid care se numește Maur și o să vedem foarte multe în Roșia Montană. Maurul, denumirea nu vine de la populația din Peninsula Iberică, ci din germană, de la termenul Maur, care înseamnă zid și care la Roșia Montană e folosit atât ca zid de separare, câteodată este folosit ca și terasament. Când în periplul nostru mai apare, o să vă mai arăt câțiva mauri de genul acesta. Fix în față este clădirea jandarmeriei. E vorba de jandarmeria antebelică de pe vremea Austro-Ungariei. Cum observați, e o clădire masivă care e dotată cu contraforți. De-a lungul timpului a fost restaurată de mai multe ori pentru că pe sub ea la un moment dat trecea râul Foieș al Roșiei Montane și asta a influențat construirea ei. Ieșim puțin de pe strada principală pentru a vă arăta un prim element legat de ce vă povesteam. Aici, în spatele schelei de lemn, puteți observa un arc. Aici e unul dintre locurile prin care trecea râul înainte să fie sistematizat. E vorba de secolul XIX, de exemplu. Înaintea noastră avem odată o casă care pe frontispiciu are unul dintre simbolurile activității de boișag. E vorba de daltă și ciocan, care în această zonă se mai numește caiț și vântălău și îl vedeți foarte vizibil pe fațada clădirii. De asemenea, vreau să remarc și clădirea care e în partea dreaptă. Are o feronerie frumos lucrată. Aici, în această clădire, au fost filmate scene din filmul Lada, unul dintre mai multe filme care au fost turnate la Roșia Montană datorită peisajului, atât peisajul din jur, dealurile, care i-a impresionat pe regizor, cât și peisajul citadin, zona aceasta a târgului minier. Am ajuns locul unde a existat o gospodărie minieră tradițională. E un proiect de reînviere a acestei gospodării care nu mai există, casa nu mai există. Hai să vii de aproape să... Proiectul are o particularitate, el pornește de la o fotografie pe care o vedem aici, o fotografie realizată la 1900 de Csiky Lajos, un fotograf maghiar cunoscut, care a scos un album în acel an cu Roșia Montană și Corna, așa se numea albumul. În prezent, Valea Cornei și satul Corna sunt incluse în comuna Roșia Montană, pe vremea aceea erau separate. E, pornind de la acea fotografie în care sunt surprinse două șteampuri care folosesc apa părului Foieș pentru a fi alimentate și ele, la rândul lor, sunt utilizate de către cei din această gospodărie. Pornind de la ea, își doresc cei de la Adopt o Casă să restaureze nu doar casa în sine, și obiceiul. Întâi au montat un atelier de fierărie care este adus din județul Brașov, din satul Bea. Acesta e atelierul. E
demontat din Brașov și remontat aici la Roșia Montană și îl folosesc în timpul verii pentru a realiza diverse materiale folosite ulterior la construcții. Iar în viitor urmează să fie chiar gospodăria pusă pe picioare și ea avea și maur, zidul de delimitare de care vă spuneam. O bucățică foarte mică din maur se vede aici în partea de jos, dar bineînțeles că majoritatea nu s-a păstrat, era ceva mult mai masiv și care ar urma și el să fie restaurat. Albumul la care se face referire de Cichilaiuș a fost găsit în proprietatea unei doamne care s-a mutat din Roșia Montană. Eu am fost la ea acasă, în orașul Slatna, tot oraș vechi minier. Numele lui, numele orașului Slatna, provine din Slavonă, unde înseamnă aur. Și e cumva în relativă apropiere de Roșia Montană, cum se merge spre Alba Iulia. Și am fost la doamna aceea acasă și am fost foarte, foarte impresionat și foarte emoționat, pentru că când am intrat acolo în apartament, mi-am dat seama că duce o viață foarte dificilă și ea și soțul ei și erau în vârstă și erau cu toate greutățile alea specifice unor persoane în vârstă și în același timp ei ar fi putut să aibă mult mai mulți bani dacă ar fi vândut albumul la care se face referire, album care se găsește în foarte puține exemplare și care este obiect de colecție și foarte scump. Și nu dorea să facă asta. Din fericire, a fost de acord să ne-l împrumute. L-am scanat. A vorbit cu ea, inițial vorbise cu ea Ștefan Bulici, care este arhitect. Ulterior am fost eu acolo cu un prieten și am reușit să-l luăm, l-am scanat și acum avem la dispoziție diferite documente fotografice, cum arăta Roșia Montană la 1900. Iar unul dintre ele e fotografia folosită aici. Doream să spun și câteva cuvinte despre doamnă, pentru că, da, am fost foarte impresionat de alegerea asta dificilă și de demnitate pe care a făcut-o, prin care refuza să primească o groază de bani pe un album document, fiind foarte legată de locurile astea, chiar dacă plecase de aici. Și cu ocazia asta, dacă tot vorbeam de denumirile localității, să spunem câteva cuvinte de unde vine numele Roșia Montană. La început era în perioada antică Alburnus Maior. Se presupune cu temei că Alburnus e un termen latinizat al unui dac de pe vremea dacilor. Și ulterior apare și numele Roșia Montană românește, apare și numele Vereș Potoc, ce v-am spus, care în esență înseamnă același lucru. Vereș Potoc înseamnă râu roșu. E vorba de culoarea pe care o avea apa care se scurgea din galerii și care era oxidată. Similar apare satul Roșia, aceeași origine a numelui, în germană Goldbach, și ulterior se adaugă și cuvântul Montană, pentru că zona e de așa natură. Comuna Roșia Montană istorică se întindea doar pe Valea Roșiei, pornea de la Gura Roșiei, de la drumul național și urca aici până în satul Roșia Montană și acumula mai multe sate. La reforma din 1968 s-au mai adăugat încă două comune sub umbrela denumirii de Roșia Montană. E vorba de Cărpiniș, care se găsește la drumul național, ocazie cu care înseamnă că în cadrul administrativ al Comunei Roșia Montană se găsește casa unuia dintre conducătorii răscoalei, Horea Cloșca și Crișan. E drept că casa este refăcută. Nu e cea originală, însă e o refacere fidelă. Și de asemenea s-a mai adăugat și comuna Corna, care este peste masivul Cârnic. E comuna care trebuia să fie înghițită de lacul de steril și de ceanură în caz că s-a făcut proiectul. Comuna Corna, la rândul ei, are și ea urme romane. Atestarea mai nouă e de la 1444, adică o atestare medievală foarte importantă pentru zonă, adică arată că în perioada medievală se exploata aurul nu doar pe Valea Roșiei, ci și pe Valea Cornei. Acestea sunt în mare denumirile folosite și în română, și în maghiară, și în germană, și în latină, că veni vorba, cu mențiunea că denumirea latină foarte probabil provine dintr-o denumire anterioară dacă. Am ajuns la un loc special pentru istoria cinematografiei din România. E vorba de una dintre casele și curțile unde s-a filmat Nunta de Piatră, filmul de debut al regizorilor Dan Pița și Mircea Veroiu. De asemenea,
un bine, film să vedem care muzică e semnată de Dorin Liviu Zaharia, un artist aproape mitic. Și scena anunții propriu-zise s-a filmat chiar în curtea pe care o avem lângă noi. Ea a fost aleasă și pentru că în planul îndepărtat se găsește masivul Voidoaia cu exploatările medievale pe care le putem vedea și noi la distanță. Exploatări de secolul 12, 13, 14, ulterior și exploatări mai recente. El e unul dintre cele patru masive principale din Roșia Montană. Îl avem pe acesta Jig Voidoaia, mai e vorba de masivul Orlea Țarina, masivul Cetate, din care acum prezent avem cariera Cetate, care a fost distrus în timpul perioadei comuniste, și masivul Cârnic. Iar cu această ocazie, fiind la Voidoaia, avem un peisaj tipic Băișagului în perioadă medievală și un peisaj care e interesant atât la suprafață, cât și în interior, pentru cei care au curajul să se aventureze. Și cu mențiunea că poate nu ar trebui să prezint așa atrăgător intrarea în interior, pentru că este foarte periculos. Suntem la un punct de belvedere mai scăzut, ca înălțime în Roșia Montană, și în spatele nostru se văd și turi la Bisericii Unitariene și a Bisericii Romano-Catolice. Deci cea unitariană este de aici, din dreptul nostru? Romano-Catolică e aceea. Asta e Romano-Catolică și cealaltă e a Unitarienilor? Stânga e Unitariană și un pic mai jos e una dintre bisericile ortodoxe din Roșia Montană. În planul depărtat e masivul Cârnic cu lucrările romane excepționale. Sus, unde e un punct și este Sfinxul Roșiei Montane, care ne privește de la înălțime. Și exact în fața noastră e o parte din târgu minier tradițional al Roșiei Montane. Există, bineînțeles, puncte de belvedere și mai înalte, unde se vede și mai larg și mai frumos, dar aici suntem cumva încă în sat, în cartierul Berg. Și cu acest peisaj frumos, sperăm că trezim interesul oamenilor să vină să vadă Roșia Montană cu ochii lor, să vorbească cu localnicii, să cunoască monumentele de patrimoniu material, fie ele case, fie lucrări romane, și îndrăznesc să spun și patrimoniul material, poveștile oamenilor, legendele, istoria care înconjoară acest loc de 2000 de ani. Aici, dacă vii și stai de vorbă cu localnicii, te întâlnești cu ei și te pui la vorbă, nu-ți trebuie foarte multe, sunt vorbăreți și afli foarte multe povești și detalii și informații și te simți foarte bine. Noi am făcut asta chiar și cu o seară în urmă și cu două serii în urmă, pur și simplu pe stradă, random, ne-am întâlnit cu cineva și am stat de vorbă, fără off-camera, adică n-am filmat, n-am nimic, doar am vorbit și ne-am împărtășit niște povești extraordinare. Deci putem spune că fiecare om are o poveste de împărtășit și oamenii de aici chiar o împărtășesc. Alex, îți mulțumim pentru turul de aici, de la Roșia Montană. Ne-a plăcut. Noi chiar vorbeam și spuneam că o să ne mai întoarcem chiar și fără să facem un documentar neapărat, pentru că ne-a plăcut, ne-a simțit bine. O să vedem și sigur se va întâmpla asta, Roșia Montană o să înflorească, o să arate bine, o să fie mult mai vizitată de către turiști și de-abia așteptăm să vedem aceste schimbări de-a lungul timpului, sperăm să se întâmple cât mai repede. Încă o dată îți mulțumim. Cu plăcere. Și ne bucurăm că am ajuns aici. Toate cele bune. Vizitați Roșia Montană.